Ne va cânta și ne va încânta. Cu un cântec? Deși are numai 5 ani și... 3 cântece. A, sunt mici. 3 cântece mici, ca niște pitici. Adică a venit cu jumătate album. Aplauze pentru Emma! Lucianu, care vine tocmai din Olanda. Ai venit pe jos din Olanda? Da, pe jos. De când merge așa? De mult, nu-i așa? De când te-ai născut, ai ajuns până la urmă aici, e bine. A pornit de la Crăciun, imediat după ce a desfăcut cadourile. Corect, și acum a ajuns. Cu steaua, a mers cu steaua. Da. Eu zic că pentru că a reușit să ajungă să o aplaudăm. Și a ajuns o stea. Și să auzim cântecelele. Ai microfonul și urechile noastre. Aplauze pentru Emma. Congratulations, young lady. Let me shake your hand. Hai să aplaudăm încă o dată, poți să te treci la loc, poți să te treci la loc. Dar eu știam că în Olanda se vorbește olandeză, nu engleză. Dar ea a stat, până acum a fost în America. Așa. Îți dai seama, prima dată a plecat din America în Olanda pe jos și după aia din Olanda până aici. Anul viitor când vine o să ne cânte în olandeză. Exact. Cu râurile alea. Auzi? La, ieși afară tu! Păi a fost o chestie, acum ieși afară tu! Păi unde să ieși afară? Păi e o, cum alea, nu știu cum se zice. Mă dai afară, Bebelina! Aici am ajuns! Păi nu de așa! Păi cred că la ora asta tu ar trebui să mergi la culcare. Ia! Nu! Hai să trecem peste asta! Hai că avem treabă! Da! Chemăm cel de-al treilea concurent! Din Galați! Care este o concurentă, de fapt! Da. Pentru că o cheamă Daria Nicolaniță, ne va cânta și are 10 ani și... jumătate! Aplauze Daria pentru Daria! Din Galați! Aplauze! Hai să o întrebăm de la ce vârstă cânti? Păi de la 8 ani. De la 8 ani! Adică cântate cel puțin 2 ani jumate! Aplauze! Aplauze! Ce n-ai stata? Microfonul la fel! Ai vreo piesă? Aici? Mi-ai zis ceva de vreo piesă? Mai, ok. Hai să aplaudăm. Pot spune că sunt doar un om, că povestea mea ca toate celelalte, m-am născut, trăiesc și-am să mor și voi fi judecat după fapte. Pot spune că sunt doar un om, că povestea mea ca toate celelalte, m-am născut, ieșeam să mor. Vrei negativ? Și vei fi
și să râd, să nu uit să mă șoc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să... Sedona Soceanu? Da, este sora lui Emma, să știm. Emma și la 11 ani iau să ne cânte. Mulțumim! Aplauze! Hai să aplaudăm pe Sedona! Dar ne cânti cu spatele? Da. Ai o melodie aici? Serios? Cu bansul? Așa era la început? Așa începe? Am crezut că e ceva special, stai cu spatele ca să ne faci o surpriză și pe aia te întorci și cânti așa brusc, știi? Mai pe Benina. Întreabă concurenta dacă are vreo piesă instrumentală, ceva. Pe ce? Ah, ok, gata. Gata, se rezolvă. Piesa este gata, Sedona este gata. Aplauze! Is no.
Sofia Maria Răuță, mențiunea a doua. Locul 3 se acordă lui Luca Vimiș. Unde a plecat? Probabil. Continuăm cu locul 3. În alt loc 3 se acordă Roxane Bastia. Și locul 2 se acordă Dariei Nicolaniță. Aplauze! Felicitări! Stai puțin să-ți dau și premiu. Așa? Mulțumim foarte mult că ne-ai cântat și am ajuns la locul întâi. Suspans, pentru că se acordă Alexandrei repede. A